Odată cu lucrările de schimbare a bordurilor, are loc și toaletarea copacilor de pe bulevard între Piața Victoriei și Romana. Și crengele sunt transformate în rumeguși, o să fie duse la îngrășat pământul. Nu știu dacă au oamenii ăștia calificare să tai astfel copaci și permisiune. Dar din câte văd, nu tai foarte tare. Numai cât să nu ți intre crengele în ochi. Șantierul pare curățel. Nu se face praf. Bulevardul Lascăr Catargiu. Deci se poate și așa. Doar că e periculos pentru noi, pietonii. De șoferi văd că au avut grijă, au izolat carosadele. Și periculos pentru muncitori că lucrează în Adidas cu capul gol. Asta deja e de vina lor.